dimineața. Astăzi este joi, începem un nou vlog. Le arată nici aici. Am făcut... Lasă, dă drumul, Germanuță. Am făcut ieri cu Lia așa. Ce e asta? Activitate. Cu ce? Ce e asta? Omidă. Omidă. Da. Și acum ia uite ce s-o ducă la grădiniță să-i arăți doamnei educatoare, da? O lași acolo sau o iei acasă? Ha? O iei acasă, bine. Merg să duc la grădiniță, după care mai vorbim, da? Hai! Iată, așa puteți să vedeți mai bine omidale ei. Nu, ne place să mergem pe drumul ăsta, pentru că nu e atât de aglomerat. Nu sunt atât de multe mașini aici, da? Și aseară când veneam de la grădiniță spre casă, Lia a observat cum câțiva bărbați curățau copacii. Și i-a plăcut. Și a zis să mai mergem pe aici. Foarte frumos când păsările aici. E multă verdeață și respectiv și multe păsări. Și ce a făcut nenea acolo? O tăiat copacii? Ia uite la mama. Dar tu ești tristă? Nu. Ești fericită? Am mers pe aici, da, seara. Da, seara. Și am văzut, ce am văzut? Copacii. Copacii. Da. Am dus-o pe Lie la grădiniță. Ciudat, dar a rămas fără să plângă. Am venit aici la împăduricea asta de la motocross să mă odihnesc un pic, să mă încarc cu energie și am vrut să vorbesc mai mult cu voi. Însă au venit câțiva soldați să se odihnească și ei și evident că nu am putut să vorbesc prea multe, de asta mergem acasă și ne desfășurăm în liniște, fără să deranjăm pe cineva și fără să fim deranjați. Dacă voi mai țineți minte, când am fost la Budapesta, am purtat la eveniment o bluză stilizată, din asta în stil național, așa, dar am cumpărat-o pentru că am văzut-o la mama și acum mama și-a cumpărat, iată, de la ei, România și bluzile, a mea și a ei, tot de acolo. De fapt, mama și-a cumpărat vreo două bluzițe. Acum și-a luat, iată, așa, stănuț, bondiță, foarte frumoasă. Am zis că o să-mi iau și eu, dar deja la alt salariu. Și, tadadam, cam astea sunt hainele de care trebuie să mă ocup astăzi. Sunt multe. Pentru că am spălat, practic sunt hainele spălate săptămâna aceasta și eu de obicei așa fac, le adun pe toate, după care văd care merg la călcat, care, pe care le pun la locul lor, mă ocup, îmi pun un podcast, să ascult și mă ocup de ele. Este ora 12 și eu mi-am făcut micul dejun și prânzul. O omletă cu legume și verdeață. Din legume am pus roșii. Aici am smântânică, am pâine cu maia, am aici redichi, castraveti și ceapă verde. Și auziți ceainicul care face gălăgie pe aragaz pentru că vreau să-mi fac o cafeluță. Eu iarăși sunt pe acest drum. De data asta mă duc să o aduc de la grădiniță pe Lia. Astăzi nu am făcut lucruri foarte importante, de asta nici nu prea am avut ce să filmez. Am citit, le-am mai făcut ceva de mâncare copiilor și am scris multe articole.
Dar vom continua și mâine acest vlog. Vedem, așa. Avem când zile mai interesante, când zile așa mai plictisitoare. Apropo, astăzi o oră m-am chinuit să-i montez vlogul Cicilei de la Iași. Sper că a ieșit cât de cât bine și de seară o să îl postăm pe canalul ei. Leuța, ia uite la mama. Cum a fost azi la grădiniță? Bine, puteți baloanele. Da, lasă-le baloanele așa. Așa? Da. Ia uite la mamică, dar și-i pățit la ochișor. Ia uite să te văd. Dar eu să fiu descălțat acasă. Da, dar ce ai la ochișor aici? Caca. Nu, ce ai? Cine... Te-a lovit cineva sau? Da, m-a lovit băiețelul. Puteți iei baloane. Cum îl cheamă pe băiețelul? Damian. Damian te-a lovit? Cu ce? Fetița cu degetul m-a lovit aici. Cum te-a lovit cu degetul? Aici, la voci. Of, doamne, dimineața. Sergiu a dus-o pe Lia la grădiniță și a venit așa cu un buchețel de flori de câmp, foarte frumoase, o modalitate frumoasă de a începe ziua. Minunat! Cam cum se mănâncă la noi? Am făcut o salată, acum e ora 10. Azi, ca și cum ar trebui să am o zi de legume sau o zi de vegetale. Of, doamne, eu mi-am făcut salată aici, Sergiu aici, și am separatul pentru că el și-a pus ulei de măsline, mie uleiul de măsline nu-mi place și mi-am pus ulei de floarea soarelui. Și iată, cam așa se mănâncă la noi. Mă pregătesc, este ora 11:40, mă pregătesc să merg să iau copiii de la școală și să-i duc la stomatolog. Da, astăzi vom fi toată ziua împreună. Mergem la medic, după care am zis că o să le fac o surpriză, fiind vineri, de fruct nu vor mânca, dar îi duc la pizzerie să mănânce cartofi frii și să bea orangeadă, preferata Ceciliei. Așa că mergem mai întâi la stomatolog, după care mergem și la pizzerie. Mi-am aplicat pe buze acest balzam de buze și acest luciu. Coral Shine. Clip. Da, pe toate, am făcut un vlog. Așa, am luat copiii de la școală. Afară e foarte, foarte cald. Murim de cald. 27 de grade, da. Dar povinim vara. Stelian, salut! Salut! Cecilia, salut! Salut! Mergem la stomatolog și pe urmă mai vedem ce facem. Aici aș intra. Iată, aici e stomatologia la care vin copiii. Petromed. Da. Cicile au rămas fără doi dinți. Stelianu să rămână și el fără trei. Trebuie să mergem la chirurg. Da. A venit mâncărica, mâncărica porcării, asortit de cartofi, asta e preferata copiilor, și orangeada. Gata. Gata stomatologul, gata mâncărica. Acum mergem la bibliotecă să împrumutăm cărți. Copiii au să-și aleagă câte o carte, două, trei, vădii, câte și eu, pentru că în ultima perioadă m-au cam lăsat de citit, dar nu-i nimic, recuperăm. Ce?
Ia arată. Care? Care? Stai, nu. De ce de tu? Polia. Stai, îți două. Fotografii cu carte ți-ai făcut? Da, uite. Am ajuns acasă după mult timp, deja e seara, și cât copiii n-au luat cărțile, așa, Cecilia, să vă arăt ce am împrumutat. Harry Potter și Piatra Filozofală. Așa, numărul 1. Isadora Moon, Aduce magia iernii. Și însemnările unei puștoaice, ca de obicei. Pentru Lia am împrumutat Cine ne dăruiește nușițele și unde cresc biscuiții. Și Stelian și-am împrumutat aceasta, Laboratorul de înaltă tensiune. Nick și Tesla în Laboratorul de înaltă tensiune. Iar eu am împrumutat așa, Cafeneaua de la capătul lumii, Fetița din trenul orfanilor, Povești despre speranță, Cum să oprești timpul și Fata care nu se putea opri din mers. Iată așa, am împrumutat 5 cărți pentru perioada de o lună, pe data de 16, mi se pare. Ia să vedem în care a scris pe ce aici. Pe data de 16, 19, trebuie să le restituim. Și iată așa, acum să pregătesc o salată, ceva, să mănânce cu vine Sergiu. Îi fac cartofi fierți și fierți în coajă și el o să mănânce cu legume. Iată asta se întâmplă la noi. Am scos hainele de vară, mai am și acolo. Copiii le probează, care le vin bine, care nu le dăm. Le dăm mai departe sau le punem în saci pentru Lia, de exemplu, care sunt de la Cecilii. Da. Complicată treabă. Găsește usturoiul. Dar mai țin că în care parte era? Acolo cu ceapă, Sergiu, sus. Exploatez copilul. Gata, ajutor, mulțumesc. Gata? Da, mai încă spui copii de atât la tole. Scoți? Gata, am fost la Kaufland, am cumpărat scutici pentru Lia și pe drumul spre casă i-a privit și copac frumos și are și un miros extraordinar. De ce? Eu vreau. De ce vrea? Încă una. Încă o banană tu vrei? Tu ești flămândă? Am cumpărat banane, biscuiți, foi de tort, smântână, iaurt și scutici. I-am spus Liei că astea sunt ultimele scutice, da, Lia? Da, deja? Dar poate nu sunt. Poate nu. Deja tu ești mare.